Grupul de firme Radlinger, cu sediul în Cham, Germania, există pe piața internațională de mai bine de 40 de ani, sub forma unei afaceri de familie cu capital integral privat. Specializată în construcția de drumuri, autostrăzi, căi ferate, poduri și lucrări hidrotehnice, compania germană este un pionier al soluțiilor originale și al inovațiilor de profil. Area de activitate a companiei se divide în mai multe domenii de interes, cu centre teritoriale în Austria și Cehia, dar și o filială română a grupului, cu sediul în Timișoara. Trust Construcții Radlinger a fost înființat în anul 2005, cu obiectivul de a deveni unul dintre liderii locali în construcția de drumuri și autostrăzi. Compania dispune de un vast parc de utilaje specifice construcțiilor, în baza căruia își propune să participe activ la modernizarea și întreținerea sistemului de infrastructură din România. În prezent, Trust Construcții Radlinger desfășoară lucrări de extracție, prelucrare și comercializare a pietrei de carieră și a agregatelor de balastieră, produse destinate construcțiilor. Pentru a dezvolta această activitate, grupul german a investit peste 10 milioane de euro în tehnologie și logistică. Principalele puncte de lucru sunt situate în vestul țării, în județul Arad, la Păuliș și Bata, și în județul Timiș, la Șanovița. Balastiera ecologică Păuliș Hada este așezată pe terasa stângă a râului Mureș, la circa 30 de kilometri de municipiul Arad, în perimetrul extravilan al comunei Păuliș. Trust Construcții Radlinger desfășoară aici activități de extracție, prelucrare și comercializare a agregatelor de balastieră. Compania dispune în acest sens de dotări tehnologice complete, de la utilaje de exploatare și transport, la unități de prelucrare a materialului extras. Cu o capacitate de circa 90 de metri cubi pe oră, stația de concasare-sortare amplasată la Păuliș Hada procesează simultan 5 tipuri de materiale specifice. Produsele prelucrate sunt încărcate în transporturi speciale, cântărite și apoi expediate cu destinația construcții civile și industriale. Situată pe Valea Mureșului, pe malul stâng al râului, cariera de la Bata oferă importante resurse de bazalt. Trust Construcții Radlinger, împreună cu Basalt Beteiligung und Verwaltungs GmbH din Germania, formează în calitate de asociați firma SC Diabas Bata SRL. Roca prezentă în perimetrul Bata se prezintă sub forma unui material compact și dur, ce datează din perioada Jurasicului și care poartă denumirea de Diabas. Diabazul de la Bata a luat naștere din mantaua magmei, stând mărturie erupțiilor vulcanice din Marea Panonică cu mai bine de 180 de milioane de ani în urmă. SC Diabas Bata SRL are în plan dezvoltarea sitului prin achiziționarea de noi tehnologii de exploatare, respectiv prin creșterea productivității.
Investiția acumulată se ridică la peste 3 milioane de euro. Localitatea Șanovița este așezată în nord-estul județului Timiș, în zona de deal piemontana Lipovei. În acest perimetru, exploatarea resurselor de piatră reprezintă o tradiție. Cariera de bazalt care există aici, având o vechime de peste 150 de ani. Achiziționarea licenței de exploatare a situlului de către compania Trust Construcții Radlinger a condus la reluarea lucrărilor, implicit la creșterea productivității locale. Actualmente, în urma unei investiții considerabile traduse prin dotarea carierei cu tehnologii, utilaje și logistică moderne, grupul german desfășoară aici activități de extracție, prelucrare și vânzare a pietrei de carieră. Capacitatea stației amplasată în perimetru este de circa 250 de tone pe oră. Aceasta prelucrează diverse sorturi de piatră spartă, cribluri și nisip. În total, 7 tipuri de materiale bazaltice. Produsele comercializate la Șanovița au ca destinație construcțiile civile și industriale, astfel că transporturile de piatră care părăsesc cariera iau drumul marilor companii de profil din vestul țării. În ceea ce privește dezvoltarea lucrărilor, Trust Construcții Radlinger are în obiectiv amplasarea unei stații de asfalt în cariera Șanovița. Trust Construcții Radlinger comercializează anual circa 300.000 de tone de piatră, printre clienții săi numărându-se companii mari precum Strabag, Holcim, Genesis sau Drumco. Succesul grupului german este certificat prin managementul calității, astfel încât clienții au întotdeauna garanția unui produs competitiv la standarde europene. Procesele de extracție și prelucrare, cât și agregatele de balastieră și piatră de carieră, sunt atestate prin certificate europene de conformitate, corespunzătoare activității companiei. Trust Construcții Radlinger. Construim viitorul!